Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Dar rețineți, Dumnezeu nu e numai mare, că face tot ce vrea în cer și pe pământ. Zicem Psalmul 65, în bunătatea ta tu ne-a ascuns prin minuni, Dumnezeu mântuirii noastre. Adică Dumnezeu e și bun că ne ascultă. Ar putea să facă minuni fără să ne asculte, dar se oprește lângă noi și ia aminte la cerurile noastre. De aceea cu încredere ne vom ruga așa cum am fost îndemnați și vom și mulțumi că mare și minunat este slăvit să fie în veci. Aș vrea să vă citesc câteva versete prin care Apostolul Pavel își descrie rugăciunile sale. Și eu nu o să pun un titlu înainte. Să formulăm împreună ideea la sfârșit. Că noi, potrivit aceluiași apostol, ne putem ruga, cum spune Efeseni 6:18, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Așa cum ați auzit și cum știți. Ne rugăm, să dau un exemplu, un frate a trecut vama pe la Sighet, la Ucraina, și vine funcționarul de acolo și anunță, nu mai funcționează programul, nu știm când se repară. S-au coborât oamenii din mașini și unul dinapoi a lui zice, eu mă întorc înapoi, am mai pățit așa, până a doua zi nu l-au reparat. Și fratele zice celui ce era cu mașina înaintea lui și înapoi a lui, hai să ne rugăm noi trei. Și unul a zis mai tânăr, pentru ce să ne rugăm? Să se repare computerul. Auzi, ce se amestecă Dumnezeu la computere. Celălalt mai bătrân, mai cu sfială, a zis, ne rugăm. Și fratele a început și s-a rugat vreo 5 minute. N-a trecut 2 minute după ce termina rugăciunea, vine același funcționar și spune, s-a reparat, programul funcționează, poftiți. Și omul care totuși a crezut și a avut oarecare evlavie a zis, domnule, cine ești? Ești preot, cine ești? Și fratele a zis, n-am nicio slujbă, eu sunt credincios, dar știu că mă rog și Dumnezeu mă ascultă. Și tot umbla după el și se tot mira. Nu noi suntem de mirat că ne ascultă Dumnezeu, Dumnezeu e de mirat că ne ascultă. Numele Lui să fie slăvit. Dar să vă citesc cuvintele Apostolului. Efeseni, capitolul 1, de la versetul 15. Asta văd eu că era o linie directoare în rugăciunile Apostolului Pavel. De aceea și eu, de când am auzit despre credința voastră în Domnul Iisus, deci e vorba de credincioși și încă pocăiți, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele, până aici de înțeles. Erau pocăiți, iubeau pe toți, să mulțumim Domnului pentru asemenea sfinți, dar ascultați și urmează. Și mă rog, ce mai vrei pentru ei dacă-s așa pocăiți? Ca Dumnezeu Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii, să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita putere, mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăliei Lui. Și vă rog să rețineți, ideea asta se regăsește și în următoarele 4 epistole. Filipeni 1. Citesc de la versetul 4. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Și în versetul 8, 9 scrie pentru ce se ruga. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință, în orice pricepere, să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați, să nu vă potigniți, până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Din nou se roagă pentru oameni bun credincioși. Coloseni 1. Citim de la versetul 3. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Hristos, că ne rugăm neîncetat pentru voi. Și iară pentru oameni pocăiți. Am auzit despre credința voastră, despre dragostea pe care aveți față de toți sfinții și din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri. Și acum versetul 9.
De aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, că ați primit cuvântul, sunteți bun credincioși, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Ce mai cer de acum? Să vă umpleți de cunoștința voii lui în orice fel de înțelepciune, pricepere duhovnicească, pentru ca să vă purtați astfel într-o chivren de Domnul, să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învredecit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Următoarea epistolă, 1 Tesaloniceni, versetul 2. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Și ăștia foarte credincioși. Către aceiași tesaloniceni, în a doua epistolă, spune în capitolul 1, versetul 3, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi. Ce bucurie! Mai avea Pavel și altfel de scrisori când scria la Corinteni. Bine că scria altul, că dacă era el să mângea foaia, că scria cu lacrimi. Că acolo erau altfel de probleme. A aflat de certuri, a aflat de păcate și mai mari. Dar ăștia erau oameni credincioși. Credința voastră merge mereu crescând, dragostea fiecare din voi față de ceilalți se mărește tot mai mult, de aceea ne lăudăm cu voi în toate bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Ce cerea pentru acești oameni? Cum v-aș dori să fiți, amin? Să ne putem lăuda cu biserica Elim, măcar cum s-o lăuda Pavel cu ăștia de până aici. Și apoi rugăciunea ce urmează pentru dumneavoastră. Versetul 11 și 12 sunt extraordinare. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi. Știți ce e necurmat? Ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Dragii mei, din cele citite și nu numai, eu înțeleg, vă întreb cum înțeleg și dumneavoastră, că apostolul se ruga foarte mult pentru cei credincioși, ca Dumnezeu să-i întărească, să-i crească spiritual, să fie oameni mari, să ajungă la înălțimea plinătății lui Hristos și să ajungă cu bucurie înaintea slavei sale. E bine să ne rugăm pentru cei ce cad, e obligatoriu, cum zice Iuda, să-i smulgem și din foc. Dar mi se pare că uneori, care ne rugăm numai pentru ăștia slabi și îi pierdem din vedere și nu îi sprijinim suficient în rugăciune pe cei care se silesc ca Dumnezeu să-i crească, să-i întărească, să-i păzească, să-i folosească, să fie plin de roada neprihănirii, vrednici de orice lucrare sfântă și de orice faptă bună. Amin? Amin. Așa se mai întâmplă câte într-o familie au câte unul mai rău și-și doborâs părinții și se roagă pentru el și postesc. Și atunci trebuie să le spunem, auzi, n-aveți numai pe ăsta. Nu fiți necăjiți 24 de ore din 24 pentru unul, mai oferiți-le și la ceilalți ceva bucurie, că și lor le sunteți părinți. Nu vă rugați numai pentru a se ridica acesta, rugați-vă pentru ceilalți ca Dumnezeu să-i păstreze, să-i întărească, să crească spiritual. Amin? Când vine câte într-o familie, câte o soră, de exemplu, și spune, frate, roagă-te pentru bărbatul meu, a căzut de la credință. Mai zic, prima dată am să mă rog pentru tine, măcar să rămâi tu. Și dacă tu rămâi pe poziție, atunci sunt mult mai mari șanse ca să fie ridicat și el. Așadar, Domnul să-i întărească pe cei ce sunt credincioși. Amin. Să-i facă biruitori și să se vadă înaintarea lor, cum a zis Pavel către Timotei, amin? De fapt, ce-i rugăciunea în cazul acesta?
Să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, ai investit în ei, investește mai departe. Ei născuți și sunt copii sănătoși, fă-i să crească. Doamne, sunt credincioși, acum fă-i destoinici pentru orice lucrare bună. Îmbracă-i cu putere, lasă darul peste ei, sprijinește-i când fac vreo lucrare și Dumnezeu să aibă cât mai mulți oameni din ăștia sănătoși în adunare. La noi în adunare cu copii, cu toți suntem la 1600-1700 și cândva frații s-au rugat mult și pentru noi și pentru alții și am zis, fraților, avem sub 10 bolnavi grav, vreo câțiva zeci bolnavi mai ușor, dar pentru ceilalți 1500 sănătoși, când mulțumim la Dumnezeu? Avem câțiva căzuți, avem răniții noștri, morți avem din nefericire, dar să slăvim pe Dumnezeu pentru cei sănătoși în credință și să ne rugăm Dumnezeu să-i păstreze, să-i îmbrace cu har și cu putere, să le lumineze ochii inimii, să crească spiritual, ca dacă mai vin ispite la ei, să n-aibă putere și să fie tari. Cu alte cuvinte, așa văd eu, noi să analizați. O linie directoare rugăciunile apostolului Pavel era, așa cum spune el și în alte părți, să prezinte biserica înaintea Domnului, așa cum și-a propus Domnul Iisus, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, și sfântă și fără prihană. Acesta e scopul care rezidă de aici. Ne rugăm necurmat să vă găsească Dumnezeu vrednici de chemarea Lui și să fiți pe poziție și sfinți la venirea Lui. Și mai scrie aici ceva frumos. Pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi, oamenii văzând faptele bune, să laude pe Dumnezeu. Și scrie mai departe, și voi să fiți proslăviți în El potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Dumneavoastră vă bucurați când vedeți sfinți. Pentru ăștia trebuie să fie slăvit Dumnezeu și să ne rugăm mai departe ca Dumnezeu să-i păstreze. Zice Iuda că unii sunt păstrați pentru Iisus Hristos. Și este o frumoasă încheiere la această epistolă. Cred că i-a prins sensul după ce în toată epistola începe oarecum cu durere. Zice, unii s-au strecurat, au căzut și în generația aceea au căzut și îngeri, și evrei, și neevrei. Și apoi le spune, voi rugați-vă, țineți-vă în dragostea Domnului și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Și are un cuvânt de mulțumire pentru Dumnezeu, cel care păstrează sfinții. Știți, la calviniști este teoria păstrării sfinților în har, conform căreia ăștia n-au cum să cadă, că sunt rezervați dinainte pentru slavă. Dar există o altă teorie care încorporează nea și rugăciunea asta de care vorbesc și se intitulează perseverența sfinților în har. Noi nu suntem păstrați din oficiu, ne păstrează Dumnezeu, dar noi ne rugăm să ne păstreze, să nu ne lase să cădem și să ne ajute să creștem. Și ascultați ce frumoasă încheiere este aici, că pentru sfinții care Dumnezeu i-a păstrat, eu zic că trebuie să-L slăvim pe Dumnezeu mai mult decât pentru ceea ce au căzut și s-au ridicat după aceea, așa-i? Cum e mai bine? Să mulțumești lui Dumnezeu că te-a vindecat? N-ar fi frumos să-L slăvești că tu ești sănătos? Dumnezeu se îndură și de ceilalți. Dar în cazul acesta, în mod deosebit, având în vedere cele spirituale, merită Dumnezeu să fie slăvit. Amin. De altfel, dragii mei, adaug aici ceva. Am auzit frase care oarecum își exprimă recunoștința pentru suferințele Domnului. A fost biciuit, a răbdat pentru noi, a stat 6 ore pe cruce. Au fost dureri. Dar să știți că au fost oameni care au suferit, fizic vorbind, mai mult ca Domnul. Au fost oameni care au făcut 10 ani de închisoare pentru credință, au fost torturați groaznic. Domnul nu a excelat deasupra tuturor prin suferințele fizice, ci prin biruințele spirituale.
Niciodată n-a fost învins nici într-o ispită și n-a comis păcat. El a biruit nu doar prin suferințele fizice. Când s-au apropiat suferințele fizice, spunea Domnul, scrie în Ioan 14, vine stăpânitorul. Și n-a venit stăpânitorul solo, că scrie că a biruit toate cohortele la cruce. Mare armată o fi avut diavolul. Și Domnul Iisus n-a rugat atunci pe Tatăl să trimită 12 legiuni, dar nu știu câte legiuni au venit Satana. Și asupra tuturor a ieșit biruitor pe în cruce. A fost biruitor rămânând Sfântului Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. De aceea, pentru că El a biruit, Dumnezeu merită să fie slăvit. Și pentru toți care biruiesc și rămân tari și cresc în cunoștință, în înțelepciune, în fapte bune, pentru ăștia trebuie să fie Dumnezeu slăvit. Așa și încheie Iuda epistola. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană, așa vă doresc. Și dacă ești fără prihană, plin de bucurie înaintea slavei sale. Singurul Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere, stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Da, asta va fi gloria Fiului lui Dumnezeu, că a dus pe fii, pe oameni la slavă, că ne-a păstrat și ne va mai păstra. Așa vă doresc, așa să ne ajute Dumnezeu. Iar dacă sunt din cei ce au căzut, vrem ca Dumnezeu să-i recupereze și pe aceștia. Să se arate slava și bunătatea lui Dumnezeu și pe partea asta. Și pe o parte, și pe alta. Pe toate părțile. Numele Domnului să fie mărit. Și asta pentru vecii vecilor. Amin.